Uite, l-avem aici pe Cezar. Cu el ne-am cunoscut înainte de tabără, a venit la mine la o consultație. Chiar în timpul consultației a pus problema de a veni la tabără. A luat decizia instantaneu. Cum simți legat de decizia ta? A fost o decizie bună să vii la tabără? Normal că a fost bună, pentru că intuiția mi-a spus că acolo găsesc multe rezolvări. Dar ca să ajungem aici, trebuie să facem o scurtă sinteză. Noua medicină germanică sau despre noua medicină germanică poate citi oricine pe internet, sunt documentații, filme, tot ce doriți. Problema este că asta îți dă teoria necesară, îți spune și recomand tuturor să citească, deși să citească, să învețe, să studieze și vor avea o revelație, în special cei care s-au trezit sau sunt în curs de trezire, vor avea o revelație maximă pe care n-au crezut-o niciodată în ceea ce ne dezvăluie această metodă. Mai departe, metoda nu îți dă și metodele de găsire a conflictelor clare și de eliberare a acestora, pentru că acestea fiind cauzele bolii, dacă nu umbli la conflicte să le scoți de acolo, să le eliberezi din conștiința ta, nu ajungi la vindecare. Asta este problema principală. Oricât ai citi și te-ai documenta, n-ai cum să faci chestia asta dacă nu ești îndrumat de cineva care are experiență practică. Iar tabăra de resetare îți dă exact practic și nu numai teoretic și practic, le experimentezi aceste metode și procedee de găsire a conflictelor și de eliberarea lor. Îți dă niște instrumente. Exact. Da. Da. Instrumentele și, care ai nevoie. Și te învață să le aplici. Da, mă. Înainte de consultație, tu ai făcut și cursul meu Bazele Vindecării Olistice, pe care îl recomand tuturor pentru a avea o consultație mai cu șanse de reușită mai mari. Cum a fost pentru tine cursul Bazele Vindecării Olistice? La curs, cred că nici nu-l văzusem mai mult de jumătate și am avut acea revelație despre câte nu știm și câte ni s-au ascuns. Și atunci mi-am dat seama și am zis, trebuie să studiez mai departe. A meritat pentru tine să vii la tabără. Cu ce pleci acasă? Total, 100% a meritat. Am obținut ceea ce voiam. Ce am spus mai devreme. Găsirea conflictelor care au determinat bolile și eliberarea acestor. Chiar cum am discutat noi la început. Eu vin aici ca să aplic, să-mi spui practic cum aplicăm lista aia pe care ai făcut-o cu procedee și metode. Aveai și tu dubii sau neîncredere legate de tabără înainte să vii? Aveam un pic. Orice lucru necunoscut, despre orice este necunoscut, îți pui întrebări și ai dubii, că dacă nu ai dubii, nu evoluezi, nu gândești. Nu? Și pe parcurs, în fiecare zi, aceste dubii s-au eliminat. Care a fost pentru tine cel mai puternic moment al taberei? A fost ultima zi. Ziua de azi. Astăzi e penultima zi, da. Mâine e ultima zi. Da, ziua de astăzi. Penultima. Ce anume te-a, între ghilmele, lovit așa de tare? Am descoperit, am făcut acel click, cum să aplic metodele și cum să eliberez toate. Ah, ok. Asta în cursul exercițiilor, am înțeles. Da. Bogdan? Și cu respirația? Cine poți spune? Respirația, pentru că am uitat de ea, este baza aplicării acestor metode. Dacă eu am încercat să aplic acele metode și înainte, da? Fără respirație. Nu știu dacă mi-a ieșit sau nu mi-a ieșit, sau nu am avut rezultate, dar știu sigur că aplicându-le imediat după
respirația dinamică, am simțit clar că au rezultate. Deci, fără... Păi, tabăra așa a și fost construită de către mine și de către Bogdan, pas cu pas să vă ducă tot mai profund, încât să se facă acele click-uri despre care vorbești. Dacă unul din pașii de astăzi sau de ieri l-am fi pus în față, deja nu erau aceleași rezultate. Și rezultatele de la după respirația dinamică au fost progresive în fiecare zi. Exact. E o evoluție, așa e. Îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai acordat acest review. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vin aici. Cu mare drag și să ne vedem cu bine. Mulțumesc.